Mulțumesc din nou. 2 din 2, urmează 3 din 3. Să sperăm, 3 din 3, 4 din 4. Aș vrea să dau mai multe goluri decât meciuri. Nu știu, cred că sunt la al 5-lea gol în sezonul ăsta, cred că e cea mai bună. 6 meciuri. Paradoxal, cred că e cel mai bun sezon. E cel mai bun sezon, da. Păi cel mai bun sezon al meu a fost cu 4 goluri în nu știu câte meciuri. Acum sunt la 5 goluri și să sperăm că va fi din ce în ce mai bine. Da, mai puține goluri și mai multe meciuri. La cum a fost perioada asta pentru tine? Așa să fie, nu știu acum. Sper să fie și mai bine. Dacă la voluntari e nevoie de George Merle, să știi. Nu știu neapărat. Nu știu dacă neapărat e nevoie de mine. Au fost multe chestii, mulți jucători accidentați în acest sezon. A fost un sezon foarte greu. Acum și cu venirea mea, ușor, ușor vin și ceilalți jucători accidentați și cu siguranță ne vom îndepărta de zona aceea. Dar te-au privit ca pe un talisman, așa, să știi. Diamantul? Da, nu știu acum. Stai că dacă zic de diamant se supără Cernat. Deci... Dar zici ce crezi că ar fi fost altceva echipa dacă tu jucai tot sezonul ăsta și aveai forma asta? Că acum... teoretic așa, bă. Păi dacă zic eu acum, dacă zic eu acum o să zică că mă laud. Spuneți-o voi și eu vă aprob după aia. Dar spune, care crezi că sunt șansele acum? 3 puncte super importante. Cum vezi situația? Nu am mai câștigat, nici nu știam să ne bucurăm în vestiar. Am pus o melodie, nici nu știam să dansăm, nu mai știam să facem nimica. 3 puncte super, super importante. Cred că ne-am îndepărtat un pic de zona aia fierbinte și să sperăm că vom sta departe de ea. Vă spune, cereau 500 colegii. De la mine? Dacă tu dai bere. Tu dai bere. O dau, măcar să fie așa, că o dau eu toate berele până la final. Dar uite că a venit primăvara, adică ați început să și câștigați aici la voluntar, dar vă e frică că pierdeți pe Neagi, că pleacă în galerie la Rapid? Cum să plece Neagică? Păi, păi dacă pleacă Neagică, ne-am dus cu toți, s-a dus echipa. Neagică e sufletul nostru, e mereu la meci. Acum să o ținem tot așa, să-l facem și pe el fericit, că săracul meu e înainte de meci, că a făcut infar la meciul trecut. Acum că ați luat o gură de aer, vă gândiți la cupă? Ne gândim la meciurile care urmează. Cu siguranță vor fi toate niște meciuri grele, dar sperăm și în cupă să mergem mai departe și după aia în campionat să o ținem pe această linie. Ce a adus Florin Corbu din punctul tău de vedere? Că echipa ta a arătat mai bine, mai ales meciul cu Otakia, dacă ați pierdut, a fost cu cele mai bune meciurile voastre și acum reușiți să câștigați. Nu știu ce a adus, n-aș vrea să vorbesc foarte mult despre chestia asta, nu sunt eu în măsură, deoarece poate s-ar interpreta că vorbesc pure de ceilalți antrenori. Nu știu ce a adus, este un vibe bun și înainte era un vibe bun, doar că nu reușeam să facem puncte. Chiar și cu domnul Poenaru și cu domnul Dica aveam meciuri bune, dar nu reușeam să facem puncte. Acum am făcut și 2 meciuri bune, chiar dacă cu UTA n-am câștigat, în această seară am câștigat și sperăm că să o ținem tot așa, ce să zic. Okay. Mulțumesc și eu!